Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare prin care aș vrea să văd astăzi dacă, într-adevăr, această persoană se mai gândește la voi. Haideți să vedem care-i sunt gândurile pe perioada următoare și, evident, tot ceea ce vor să ne zică astăzi cărțile de tarot. Drăguților, ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează cu dumneavoastră, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți, mai mult decât sigur găsiți un mesaj. Cei care doriți etalări private, aveți aici telefonul pe măsuță și în descrierea acestui video mai jos pentru situații personale, specifice și cu detalii. Haideți să vedem, dragii mei, ce vrea să spun această etalare generală de astăzi. Care sunt gândurile persoanei la care vă gândiți? Bun. Haideți să vedem ce vrea să ne comunice această persoană. Care este situația sa? Am să ridic un pic cărțile. Bun, dragii mei, acestea sunt cărțile de astăzi. Haideți să vedem ce vor să ne comunice, ce are să ne spună această persoană, da? Care sunt, într-adevăr, ideile din capul său, ce se va întâmpla în perioada următoare. Văd aici că persoana aceasta, sincer, are o mare carență de dragoste, are o mare carență de iubire. Acolo unde este, pentru mulți dintre noastre, mai ales cei care știți că este plecat emoțional, poate într-o altă relație acest om, vorbesc de cei în trio amoros, dar nu doar despre ei, este clar, dragii mei, că are o situație în care se simte singur în doi sau pur și simplu suferă sau nu-și mai găsește liniștea și fericirea. Este clar că relația cu dumneavoastră din trecut a fost ceea ce l-umplea, pentru că situația în care dumneavoastră l-ați iubit și felul în care v-ați cunoscut și felul în care i-ați oferit această viață, este clar că pe el l-a făcut foarte fericit la acel nivel. Se pare că în ultima vreme a trecut prin necazuri, printr-o deznădejde, probabil că atunci când v-a lăsat, poate nu a avut milă sau a aruncat niște cuvinte grele. Cred aici că pentru tot ce a făcut în momentul în care a plecat de lângă dumneavoastră, ca și cum lasă ceva în urmă și plătește acea karmă. Pentru că vă văd foarte supărați, vă văd spate în spate și vă văd aici ca și cum nu mai credeți în dragoste niciunul, nici celălalt. Probabil că acest om a trecut prin foarte multe relații dureroase și înaintea dumneavoastră. Probabil că a avut o relație cu cineva unde nici acolo n-a fost fericit sau persoana aceea i-a întors spatele. Pentru că știți cum e, în momentul în care vii deja obișnuit, dintr-o relație de mulți ani, într-un fel, este foarte greu să te mai deschizi, să mai iubești și să mai fii ca la început. Ceea ce mai simt aici este că nu se simte nici realizat. Probabil că a avut necazuri și cu serviciu sau a avut niște pierderi de bani, niște pierderi cu cineva, despre care probabil voi știți sau nu știți, dragii mei, pentru că este ceva din viața lui particulară. Și în momentul acela și-a dat seama cât este de singur, cât este de departe și toată această situație care a lăsat-o în urmă fără să își dea seama ce pierde. Eu cred că la un moment era cel care sincer venea și vă spunea cât de mult vă iubește, dar de fapt, în realitate, nu era doar cu dumneavoastră sau pare că este aici o persoană care și-a împărțit dragostea cu mai multe persoane și a avut mai multe opțiuni, da? Deci n-a fost sincer de la început pentru că știa că dacă dumneavoastră nu o să-l iubiți sau nu o să stați cu el, el are unde să tragă, ca și cum exista o altă casă, o altă relație, o altă situație. Cred că asta l-a făcut pe el să fie foarte sigur și în momentul în care, într-adevăr, cineva a descoperit aici ce se întâmplă în viața sa, a luat niște măsuri și a pus un punct. Eu cred că nu v-ați așteptat la această situație, pentru că ați făcut din ceea ce vă dai, dragii mei, multe sacrificii. Poate ați lăsat în urmă o situație de familie pentru el. Poate nu v-ați mai vorbit nici cu prietenii de dragul lui. Poate că ați luat pur și simplu pauză. Unii poate v-ați mutat cu serviciu, totul ca să-i faceți lui pe plac să fie bine. Văd aici foarte multe pierderi, iar omul acesta, din păcate, are o lașitate aparte, pentru că văd că, în final, a ales altceva sau pe altcineva și nu pe dumneavoastră. Atunci când v-ați aștepta mai puțin, vi s-a dat lovitura de grație și lucrul ăsta, dragii mei, nu este ceva care să puteți să-l digerați foarte ușor. Se prefăcea probabil că erai doar tu în viața sa, pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce i-ați oferit, acea conexiune ca în povești, nu a găsit-o în altă parte. E clar că ceva sau cineva l-a trădat la final și comportamentul său ți-a arătat de fapt cine este și cum a fost de fapt în realitate față de tine. Văd că mulți aici v-ați îndrăgostit poate la servici sau v-ați cunoscut în situații de viață în care dumneavoastră veneați deja din niște situații în care ați avut, să spunem, o carență iarăși de dragoste, de prietenie, poate erați după un divorț, după o separare, mulți ani ați stat singur până când ați întâlnit acest
om și când l-ați întâlnit ați crezut că este idealul dumneavoastră în viață. Sigur, idealul nu știu cât de mult a fost, dar suflete pereche și dragostea vieții pentru mulți, da. Vă spun cu mâna pe suflet că o văd aici în energie, că da, a fost. Nu să l-ați iubit și l-ați iubit și poate îl iubiți ca nebunii și acum, dar este o persoană care merită destul de puțin, pentru că îl văd în acest moment nehotărât și poate că în energiile care le vedem astăzi, dragii mei, această persoană nici el nu știe ce face cu viața sa. Îl văd așa ca și cum se fofilează, încearcă să evite răspunsuri, încearcă să nu vină să explice lucrurile, nu vrea să facă încă nicio alegere. Probabil că dumneavoastră i-ați prins aici niște conversații sau niște mesaje sau chiar l-ați prins în fragrant, ca să zic așa, cu altă persoană, cu altă situație. Dumneavoastră vă spunea la ureche ce vrea să auziți, dar nu era realitatea. Mai văd aici că mulți au și vicii și probabil că aceste vicii iar au dat peste cap situația cu dumneavoastră sau au niște datorii de bani care v-au afectat și pe dumneavoastră într-o formă sau alta. Deci ori i-ați dat bani, ori aveți datorii de bani, ori din cauza lor ați pierdut ceva important. Da? Ideea este, sacrificiile acestea vor înceta, dragii mei, pentru că văd aici că mulți, cum au dispărut de pe ecranul vieții dumneavoastră, v-au forțat ca dumneavoastră să avansați, v-au forțat să vă găsiți ceva mai bun în viață. Poate mulți ați intrat chiar în relații noi. Nu spun că sunteți fericiți, dar nu dați vrabia din mână pe cea de pe gard. Ce vreau să spun este că această persoană poate vine cumva din nou, într-o formă sau alta, pentru că el a găsit acolo cuibul ideal în care să fie iubit și îmbrățișat. Nu spun că e o persoană rea, Doamne ferește, doar că este o persoană nehotărâtă. Și, dragii mei, nehotărârea aceea costă foarte mult. Gândiți-vă că sunteți pe un vapor și e chestiune de minute. Ne suim într-o barcă să ne salvăm sau rămânem și ne scufundăm. E, o persoană care nu este hotărâtă niciodată nu va aduce un lucru de bun augur, pentru că nu face decât să vă țină pe loc sau să vă blocheze energiile și situațiile din viitor. Părerea mea este că lucrurile n-au fost prea roze, sunteți poate chiar supărați și furioși și cred că mulți aici ați zis de toate de omul ăsta, nu mai să-i trimiteți, să-i facă, să-i dreagă, pentru că sunteți foarte supărați pe cum a lăsat situația cu dumneavoastră și cum v-a tratat. Este clar că sunteți supărați, sunteți nervoși și e normal să, știți cum e, sufli și în iaurt după ce te arzi cu ciorba. Eu cred că persoana asta e geloasă, de la distanță se uită la dumneavoastră, încă vrea să vadă ce faceți, încă ar mai încerca să vină o tură. Deși și-a distrus încrederea în fața ta, eu cred că el încearcă totuși să recupereze ceva, să vină spre tine. Știți de ce? Pentru că a dat spatele relației și după aia a văzut că acolo unde s-a dus nu e nimic din ceea ce și-a imaginat. Dimpotrivă, dacă sunt persoane care s-au întors la foși sau s-au întors la o altă familie sau s-au întors la persoane din trecutul lor, n-au făcut decât să dea un pas înapoi și se văd acum nefericiți și torturați, pentru că știți cum e, când persoana din urmă te prinde și ai făcut ceva, lasă că ți-arată ea ție, pentru că fix în acel context, când nu știi ce vrei, nu faci decât să dai oamenilor pe tavă ocazia să facă din tine ce vor. Iar eu simt că această persoană a fost manipulată emoțional sau manipulată pur și simplu de niște situații din trecutul lui și acum plânge cu lacrime mare văzând că acolo unde s-a întors, acolo unde credea că va fi iubit și primit înapoi, de fapt a fost o mare capcană, da? I s-a dat și lui exact ce merita de către cealaltă. Adică fericire, niciun caz, dragii mei, da? A plătit cu vârf și îndesat pentru ceea ce v-a făcut. Ce mai simt aici? Că dacă ați avut de-a face cu narcisiști, cu oameni egoiști, cu oameni care s-au iubit pe ei, interesele lor, totul se întoarce invers. Pentru că, cum s-a folosit de inocența dumneavoastră, de dragostea dumneavoastră, viața acum, într-adevăr, l-a înșelat și a dat o mare lecție. L-a făcut și pe el să sufere, l-a făcut și pe el să vadă ce a greșit și pur și simplu nu mai poate să stea în acea energie. Va vrea să înainteze spre dumneavoastră, pentru că sufletește ceva aici îl cheamă înapoi, ceva îi spune că deși a greșit-o și a comis-o și sta așa, se uită de la distanță, ca și cum este tot el cel rănit, tot el cel afectat, vrea să vină cumva spre tine. Și va găsi, dragii mei, puterea, eu cred că mai mult decât sigur, să facă următoarea mișcare și să vină spre tine într-o formă sau alta, oricât de mult te-a dezamăgit și oricât de mult riscă. Problema însă este în felul următor. Noastră ați arătat că se poate trăi diferit, că poate să aibă o viață frumoasă, că va putea câștiga extraordinar de multe lucruri, că aveți o familie care l-a primit cu brațele deschise, că sunteți amândoi niște oameni minunați și că funcționați perfect împreună. Toată această iubire, atracție și pasiune se pot întoarce între amândoi, pentru că eu văd că acest om chiar acelea le va căuta. Da? Deci acum este dor de momentele alea, este dor de ceea ce ați făcut pentru el și simte că nu mai respiră dacă nu are înapoi ceea ce avea.
Va exista o mare comunicare, că va exista, dragii mei, vine spre dumneavoastră, poate nu imediat, așa cu pași mititei, dar el se deplasează încet și sigur, pentru care acum tehnica broaștei țestoase, da? Încet, încet, dar ajung la start și când ajung la start vorbesc cu iepurele, așa și el cu dumneavoastră, da? Indiferent cine a lăsat relația, indiferent cum ați fost desupărați, indiferent ce v-ați spus și ce nu v-ați spus, că văd aici că la un moment dat nu l-ați spălat Dunărea. Dragii mei, încă vă iubiți și eu văd aici cumva, într-o formă sau alta, că comunicarea aceasta va salva multe situații. Totuși, unii sunteți aici încă supărați, poate că încă nu înțelegeți de ce vă mai caută sau de ce mai vrea încă ceva de la dumneavoastră, veți sta așa într-o starea, zice eu, în care veți cugeta profund, nu veți face nimic, veți vrea să stați în liniște, departe de orice și de oricine, ca să cugetați în liniște dacă mai dați sau nu o șansă aceste relații. Și mai văd aici pe cineva care și-a învățat lecțiile, dragii mei, și este o persoană care a fost ca un fel de ucenic în această situație, în această experiență de viață. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, odată vede nașul și cam asta s-a întâmplat și cu dumneavoastră în această conexiune. V-ați dat seama cine e, odată vi s-au întâmplat aceste lucruri și nu le mai repetați la modul acela negativ. Văd că această lipsă de încredere de fapt este ceva foarte sănătos, pentru că, dragii mei, iubiții mei, dacă vă hotărâți să dați o șansă acestei persoane, ceea ce eu cred 100% că mulți o veți da, vă rog frumos deschideți ochii, deschideți inima și deschideți creierul ca să fie totul în conformitate cu ceea ce dumneavoastră vă doriți. Nu mai acceptați lucruri pe jumătate, lucruri neclare și lucruri în care dumneavoastră să fiți în continuare luat așa un pic în derâdere, adică să nu fiți luat în serios de această persoană. Pentru că sunteți niște oameni care văd aici că ați luptat cu lacrimi, cu sânge, cu sacrificii, să fiți cine sunteți, să faceți viața pe care ați făcut-o și întotdeauna am zis, lasă să plângă maică-sa decât să plângă mama, așa și dumneavoastră, da? Dacă aveți ceva clar în cap și vreți să fiți fericiți cu această persoană, dacă nu ați simțit cea mai mică chestie că nu este în regulă, nu stați, dragii mei, pentru că o viață avem și trebuie să fim fericiți. Deci eu văd aici o persoană care clar ia o mare pauză după această propunere a acestei persoane, dar după ce gândește lucrurile în liniște și ca lumea și cu maturitate, va ști exact ce să facă și va fi pregătit pentru o nouă etapă cu acest om, da? Numai că va fi o etapă în care dumneavoastră din lipsă de încredere veți fi pregătiți să faceți lucrurile așa cum la început poate nu le-ați făcut, dar cu siguranță vor ieși bine. Drăguților, aceasta a fost etalarea. Haideți să vedem literele pentru astăzi. Nu voi scoate atât de multe ca ieri, dar scoatem câteva ca să avem mai multe litere, cum am făcut și ieri, dragii mei, că dacă doar scot câteva, nu ies prea multe. Avem așa, avem litera Q, avem litera Z, avem litera F, avem litera P, avem litera E, avem litera L, litera M, litera U, litera O, litera B, dragii mei, dacă aveți pe cineva cu B, litera G, litera S, litera I, litera R și litera D. E incredibil, niciunul nu s-a repetat. Dar ia uitați ce frumoase sunt. Stați așa că le dau un pic mai spre dumneavoastră ca să le vedeți. Credeți-mă, nu am inventat nimic, sunt toate aici pe masă. Dragii mei, foarte fain, e incredibil. Au venit toate o singură dată, deci chiar sunt persoanele despre care dumneavoastră probabil că v-ați gândit mai mult decât sigur la ele și eu sunt convinsă că mai mult decât o literă a corespuns cu cei la care v-ați gândit. Iubiții mei, drăguții mei, abonați-vă, dați-mi like-uri, ca de obicei, lăsați-mi comentarii, sugestii, tot ce doriți dumneavoastră. Eu vă iubesc pentru tot și vă mulțumesc pentru tot ce aportați canalului meu și vieții mele și sufletului meu. Nu uitați că vă iubesc mult de tot. Ce care aveți nevoie de etalări, aveți aici în față numărul și ne revedem cu drag data viitoare. Vă pup, pa, pa!